Bayer sărbătorește anul acesta 160 de ani de la apariția companiei și 118 ani de la lansarea primului insecticid sintetic din lume. În 1883, Bayer a realizat primul insecticid sintetizat în laborator. În 1951 a lansat primul insecticid sistemic, trecând de la o protecție cu insecticide de contact la protejarea culturilor cu insecticide sistemice, iar istoria inovațiilor a continuat. În 2009, Adengo, noul erbicid cu tehnologie Melin creat de Bayer, a deschis un nou drum în protecția culturilor de porumb împotriva buruienilor. În 7 iunie 2011, la Corpiniș, în județul Timiș, evenimentul Bayer Agro Arena a adunat peste 250 de fermieri din vestul țării în cadrul unei ediții aniversare. Împlinim astăzi 160 de ani de la apariția companiei Bayer în lume, dar cred că e mai important pentru evenimentul de azi să menționăm faptul că de 118 ani inovăm în domeniul protecției plantelor, care este de fapt domeniul nostru de excelență. Prin urmare, evenimentul de astăzi, care se înscrie într-un lanț de evenimente care acoperă întreaga țară, este un eveniment aniversar. Aniversăm mulți ani de inovație și aniversăm 4 ani de când desfășurăm activitatea Bayer Agro Arena în zona Banatului. Bayer Crop Science este lider mondial în domeniul protecției plantelor, iar în România este de asemenea lider de piață cu un portofoliu de 50 de produse pentru protecția plantelor. Rezultatele măsurătorilor efectuate de 4 ani în toate locațiile Bayer Agro Arena din țară au arătat că pachetele tehnologice de la cereale, Falcon pentru grâu și orz, Biscaia și Proteus pentru rapiță, generează în medie sporuri de producție de 15 până la 20% față de variantele standard. La cultura porumbului, datele concrete au demonstrat că prin tehnologii cum este Adengo pot fi obținute sporuri de peste 15% față de variantele standard. Cei peste 250 de agricultori prezenți la Corpiniș au avut ocazia să vadă în câmp deosebirile dintre diferite variante tehnologice pe care le pot alege pentru fermele proprii și să afle noutăți și soluții de la specialiștii Bayer Crop Science. Cred că este foarte important de asemenea, pe lângă participarea bogată, faptul că am reușit să arătăm pe viu faptul că tehnologiile pe care le propunem pot să genereze plusuri de producție importante fermierilor din România și acum în special din zona Banatului. Cred că e important pentru noi să dovedim pe viu, în câmp, pe ceea ce spunem în teorie, se și întâmplă și așa cum vedeți, pe fiecare locație pe care o valorificăm acum, încercăm să arătăm, să scoatem în evidență că ceea ce am spus este foarte adevărat. Comme tous les ans, nous avons nos essais. Ca în toți anii, avem loturi demonstrative prin care arătăm diferitele tehnologii pe care le aplicăm pentru piața din România. Ne străduim deja de aproape 20 de ani să fim aproape de agricultorii români pentru a încerca să dezvoltăm pas cu pas tehnologii eficiente care să le permită să aibă randamente mai mari. La ora actuală, cum știe toată lumea, prețurile inputurilor pentru agricultură sunt relativ ridicate, astfel că încercăm să ne axăm discursul pe ideea că o investiție de câteva procente din valoarea culturilor le permite agricultorilor să obțină randamente cu 15 până la 20% mai mari față de aceste investiții. Astfel, această platformă este locul unde demonstrăm valoarea acestor investiții, investiții care își merită pe deplin banii prin calitatea produselor și a programelor pe care le prezentăm. Practic, așa cum am mai spus, noi prezentăm programe, fiind vorba de soluții complexe, nu doar de simple produse, ci de un ansamblu de tehnologii pentru abordarea fiecărei culturi. Și așa cum puteți vedea în jurul nostru, avem aici diferite culturi importante în România și încercăm să convingem oamenii să investească pentru a obține venituri mai mari, crescând astfel valoarea propriilor exploatații, precum și valoarea agriculturii din România. Responsabili de aceste rezultate extraordinare sunt, nu în ultimul rând, membrii echipei Bayer Crop Science România. Avem o echipă relativ dezvoltată în România, de 30 de persoane. O echipă foarte bine sudată, care se află pe teren de mai bine de 10 ani, formată din oameni cu multă experiență, care sunt aproape de fermieri și care știu să le ofere acestora acele sfaturi care corespund condițiilor locale, pentru că nu se pot aplica aceleași soluții tehnologice la Timișoara sau la Brăila, de exemplu. Astfel că încercăm să ne orientăm spre nevoile locale și individuale ale agricultorilor. La Cărpiniș, loturile demonstrative întinse pe circa 7 hectare au fost urmărite pas cu pas de Alexandru Rădulescu și Daniel Gros, reprezentanții tehnici și comerciali pe partea de vest a țării ai Bayer Crop Science România.
Proprietarul terenului de la Cărpiniș, pe care au fost realizate loturile demonstrative în acest an, este Samson Popescu, inginer agronom care lucrează de peste 30 de ani în agricultură și care exploatează în prezent peste 300 de hectare, pe care cultivă grâu, orz, orzoaică, rapiță, floarea soarelui și porumb, care în ultimii ani s-a dovedit a fi cea mai rentabilă cultură. Samson Popescu colaborează cu Bayer Crop Science de aproape 15 ani și spune că este foarte mulțumit. Eu am spus, am o vorbă. Dacă Bayer, ieri alaltă ieri, făcea o aspirină ca să nu ne doară capul, astăzi pentru agricultori, dacă vor să nu-i doară capul, în alt sens, folosesc produse Bayer. Cine folosește, au rezultate. Mai ales pot să vă spun că produsele care le-a adus Bayer acum în ceea ce privește tratamentul la grâu, fungicidele și erbicidele care le-au promovat în ultimii ani au dat rezultate și culturile, atât din punct de vedere calității, cât și din punct de vedere al productivității, se observă creșteri cantitative și calitative semnificative. De asemenea, la cultura porumbului în ultimul timp au adus niște erbicide, o tehnologie nouă, și cu aceste pachete care le promovează, cu siguranță culturile arată mult mai bine, curate de buruieni, pentru că în special cu toții știm, sau cei care se ocupă cu agricultura, cunoaștem faptul cât de important este ca să ai o cultură curată și să faci, dacă se poate, și cât mai puține treceri sau mai puține lucrări. Cultura cea mai apreciată de fermierii prezenți a fost cea de rapiță. Evenimentul Bayer Agro Arena s-a încheiat cu o tombolă de ateliere și aruncarea suliței, tras cu praștia, cu arcul, cu arbaleta sau, pentru cei mai curajoși, cu carabina. Alte întâlniri cu fermierii în cadrul Bayer Agro Arena au avut loc în acest an la Dâlga, județul Călăraș, la stațiunea de cercetare de la Caracal, județul Olt, la Marghita, județul Bihor, la Secuien, județul Neamț, și la Târgu Secuiesc, județul Covasna.